Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am discutat despre mâncare, am găsit cam aceleași mici chichițe pe colo, pe colo, pentru că oricum trebuie să facem diferența. Florin, trebuie să mergi în spate, okay. Să votezi pe rând o dată main course-ul de la prima echipă, okay. După care desertul de la prima echipă. În spate, fără ca noi să vedem, o notă de la... 1 la 5? 1 la 5. E clar, suntem șef, fiecare gândește în felul lui. Eu! Și o umbrelă, noi doi ne plimbăm. Ne-am hotărât să votăm fiecare, după cum crede și ce simte și ce-i place. La fel cum am făcut și până acum, ne dăm în spate, notăm de la 1 la 5, fiecare cum crede de cuvință. Până la urmă, am încredere în el, pentru că sunt șef foarte bun, deci nu fac probleme. Am mâncat, ne-am bucurat, ne-am gătit, am făcut ce am avut de făcut. Uitați-vă la statuia mea, că va fi spartă. Nu o să mai vedeți. Că nu o să mai vedeți. Asta e viața, îmi pare rău. Așa că... Mie nu-mi pare treaba... rău, mie îmi pare bine că am reușit să gătim împreună. Foarte mișto, m-am distrat foarte. Am simțit pe propria piele ce înseamnă să fii și concurent. Știm ce înseamnă să fii jurat. Știm că altă dată trebuie să gândim prin prisma lucrurilor întâmplate în viața asta, nu prin prisma lucrurilor care vrem să se întâmple în viața asta. Așa este. Și zici că sunt într-o campanie electorală. Am terminat. Bun, vă mulțumesc. Hai, mulțumesc. Mulțumim. Hai să mergem. Am în două farfurile gustoase, dar unul dintre ei trebuie să câștigi. Acum cine este? Nu știu, abia aștept să văd și eu. Pe mâna cui m-am lăsat și pe mâna cui mi-am dat statuia? Știu cum a fost bun. Da? Da, ție ți-a dat 4 și mie tot 4. Da? Da, nu, că nu, nu cred. Așa, deci asta văd eu. I-a lăsat pe ceilalți. Nu știu dacă... Baftă. Fie într-un ceas bun. Să dea Dumnezeu și... Așa, cine vrei tu, să câștig eu. Păi acum, dacă ar fi să judec după plăcerile lui Bontea, cred că s-ar putea să câștig. Dar, să vedem. Acum chiar am șanse foarte mari. Sincer, chiar am șanse foarte mari și eu am senzația că pot să-mi joc până la capăt carte. Deci aduceți-vă aminte, am fost Bradu din Mircești, bun național, patrimoniu UNESCO, Arcul de Triunf, președintele bucătarilor din Calea Lactee. Păi să n-am eu și statuie și așa semăn puțin cu Buddha, să nu fiu eu puțin Buddha, adică băi, șef Buddha sau șeful lui Buddha, șeful bucătar. Stau și mă uit la Sorin și-a luat fața aia de... Nu se uită stânga, nu se uită dreapta, nu știu... Bă, ce faci și mă acolo, chiar așa, ai uitat de noi, nu mai bagi în seamă. N-ai cum, deci tot sezonul următor trebuie să fie doar cu, pentru și despre. Nu, doar cu și pentru Scărlătescu. Prima specială am câștigat-o eu cu familie. Bontea nici la prima specială n-a participat în finală. Să vedem. Paște fericit tuturor. Să vedem cine câștigă. Dragii mei, felicitări tuturor. Au fost două zile spectaculoase. Din toate punctele de vedere. Dar a venit momentul pe care îl așteptați cu toții. Emoții sunt. Sunt emoții, să-ți dai seama. Hai să câștigăm, hai. Chiar și echipa roz văd că are emoții, pentru că presupun că nici ei nu știu ce au votat. Nici jurații nu știu încă cine a câștigat. Pentru că au votat așa cum suntem neobișnuiți aici. Făcând câțiva pași în spate și votând cu note de la 1 la 5. Pentru fiecare preparat în parte. E un sentiment așa, știi, ciudățel și puțin neinvidie că n-am ajuns în finală. Acum ciupății și statueta mea frumoasă. Da, nu am emoții, dar totuși, știi cum e? Mă bucur pentru cel care câștigă. Și o să empatizez cu cel care pierde. Sau... Faptul că a existat desert pe farfurie i-a încurcat puțin
pe jurați. Pentru că își făcuseră o părere după ce au gustat farfuria cu main course. Și apoi, la desert, totul s-a schimbat. Eu am convingere că 2 pe 1, 2 preparate erau chiar bune vis-a-vis de desertul aia care era... Era casalingo. Pot să spun? Un desert de casa. Așa, cum îl face mătușa, bunicuța, casalingo. Dar știu că dincolo s-a făcut un mus molui de ciocolată. De obicei, cu alea cam rar dai greș. Rezultatul final a fost 30 la 32. Și nici arăt în mâini, două seama. Nici eu. Am o bănuială la desert după fața Gabrielei. Statuia care va domina sezonul 8. Șef la cuțite. Este statuia lui Cătălin Scarlat. Cătălin, mai cătește-ne puțin, ole! Bucurie mare pe Cătălin, bucurie mare, s-a suit pe bandă, era pe acolo, acum se crede Buda mai nou. Aoleu, nu știu, o să fie groasă în sezonul. Doamne ferește! Doamne ferește, doamne, nu pot să cred ce ați făcut. Mamă, Sorina, ai creat un monstru. Deci nu cred așa ceva, Sorinace. Doamne, i-ați dat nebunului statuia pe mână, ați nebunit. Nu cred. Deci nu cred, eram cel mai rezonabil dintre toți cu statuia acolo. Deci nu la razna, nu vă... Doamne ferește, doamne ferește. Deci când intrăm în platou ăsta o să ne pună numai cu de-alea, să ne ducem să-i aprindem mătănii la cap. Buda, uită-te la el cum reacționează, frate, și nu cred așa ceva. Ha, mă, grasule, pe bune, lasă-o, dracu, că vin ăștia după aia peste noi în sezonul 8 de la psihiatrie, că ai ajuns să te crezi Buda, pe bune. Pe Buda n-are mă încălțări. Intrați în transă. Că în sezonul 8 o să fim în transă. Are stradă deja. Are stradă, ne-a arătat poze. Există strada Scărlătescu. Ce facem? Nu cred că are ta mai baros în spate. Azi că a avut și cârciumă, îți dai seama, o să vrea și zi în calendar, cred că și cruce roșie, să nu mai spele lumea, să nu mai calce, să nu mai facă lături. Ain't no holding me down. Cine știe, de asta, o să ajungă Sfântul Scărlătescu cu siguranță în curând ăsta. Băi, fii cu milă, băi! Da, spart, ce-i da, mă, l-a ciopit un pic, bă. Bă, aia era strada lui Al Scărlătescu, nu a ta. Nu, e statuia mea acolo. Ah, ok. Deci o să ne omoare, o să ne omoare, că statuia lui o să ne omoare. Mulțumesc mult de tot. Pa!